Lăudat să fie Domnul pentru Cartea Sfântă Biblia, care ne învață în toate privințele cum să ne comportăm. Și binecuvântați să fiți toți și ce țineți cont de ceea ce Scriptura ne învață și Duhul Sfânt ne face să înțelegem. Astăzi suntem la lecția a șaptea din ciclul Limite, intitulată Limitele relațiilor sociale. Vreau să arat în introducere că interacțiunea socială este o necesitate, ba chiar aș putea spune o obligativitate. Domnul Iisus Hristos spunea în rugăciunea sa, citesc din Evanghelia după Ioan, din capitolul 17, versetul 15, Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cer rău. Deci, deodată, aici ne este patria. Apostolul Pavel, conștient și în această realitate, atunci când a scris Corintenilor despre un anumit principiu de separare spirituală, a notat în 1 Corinten la capitolul 5, de la versetul 9, v-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvare, însă n-am înțeles cu curvare lumea acesteia sau cu ceilalți de bani sau cu cei răpăreți sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Și ieșirea din lume nu poate avea loc decât prin moarte sau la venirea Domnului, pentru că orice altă formă de izolare este nepotrivită și chiar imposibilă din punct de vedere a tuturor relațiilor sociale. Dar în aceste condiții de interacțiune socială, noi trebuie să învățăm, și acesta e scopul lecției de față, care sunt coordonatele biblice ale comportamentului față de cei de afară. Asta pentru că, față de cei dinăuntru, avem o altă lecție. Chiar dacă, în parte, se referă relațiile sociale și cu cei ce sunt din biserica noastră. Dar, nu într-o totul ca și cu cei din afară. De aceea citesc o referință specifică, Epistola Apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 4, versetele 5 și 6. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară, răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Să intrăm în lecția noastră mai întâi câteva aspecte de ordin mai mult teoretic, apoi câteva exemple din cărțile Bibliei. Partea mai mult teoretic am împărțit-o în două: explicații și aplicații. În ceea ce privește explicațiile, am notat două. Adevăruri. Prezența între cei din lume este un fapt natural și biologic, care presupune relații sociale, școală, serviciu. Activitatea cotidiană se derulează în comunitate formată din rudenii, vecini și alți connaționali care au diferite norme de viață. Asta, în mod deosebit, acum în democrație. Apostolul Pavel scria în 1 Corinteni, la capitolul 7, de la versetul 12, despre situația în care nici în aceeași casă nu sunt toți în aceleași concepte și norme de viață. Citeți. 1 Corinteni 7 cu 12. Celorlalți le zic eu, nu Domnul, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voie să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat de și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. În același capitol scrie în continuare despre relațiile din afara familiei, în interacțiunea naturală cu ceilalți oameni. Încolo, Versetul 17. Fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul, în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, în prejur, în specie evreu sau prozeliță, să rămână tăiat în prejur. Dacă cineva a fost chemat pe când era neteat în prejur, să nu se taie în prejur. Terea în nu este nimic și ne terea în nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Ai fost chemat când era rob, să nu te liniștești de lucrul acesta, dar dacă poți să ajungi slobod, folosește-te. Că robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului, tot așa cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos. Voi ați fost cumpărați cu un preț, nu vă faceți dar robi oamenilor. Fiecare, fraților, să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Iată ce învățătură clară. Citesc și din Tit, capitolul 3, din învățătura aceluiași apostol al neamurilor, pentru că, în mod deosebit, între neamuri apare această situație. Versetele 1 la 3. Adulea să fie supuși stăpânilor și drăgătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cum pătați plin de blândețe în față de toți oamenii. Că și noi eram altă dată fără minte, neascultători, tăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind de răutate și în pismă, vrem să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Deci, iată care este realitatea lumii în care trăim, a oamenilor printre care trebuie să ne desfășurăm diversele activități ale vieții. De asemenea, citesc din Apocalipsa capitolul 2, versetul 13, unde este scris despre situații mai grele, când atitudinea lumii merge până la persecuția cea mai grea, care se soldează cu martiraj. Știu unde locuiește, acolo unde se scaune domnia al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când antipa martorul meu credincios a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Deci, relațiile noastre cu lumea sunt dictate de faptul că suntem oameni și ceilalți sunt toți oameni. Măcar că noi suntem, ar trebui să fim, copii al lui Dumnezeu și ei sunt sub stăpânirea Diavolului. O a doua afirmație din capitolul Explicației, care o completează pe prima. Poporul lui Dumnezeu, format cândva din familii, cum avem istoria Genezei, apoi dintr-o națiune, Israel, acum dintr-o comunitate frățească, o adunare locală sau doar o familie care trăiește înconjurată de oameni din lume și de ce nu de un singur om care poate nici în familia lui nu are vreun frate sau vreo soră în Domnul. Dar toți aceștia din poporul lui Dumnezeu, în număr mai mic sau mai mare, sunt suntem separați de lume prin statutul spiritual și tot ce derivă de aici. Așadar, iată cum se explică spusele Domnului din rugăciunea din Ioan 17, la care mă întorc pentru a citi și versetul 14. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că. Noi ne coordonăm viața după Cuvântul lui Dumnezeu și ei după filozofiile unei anumite perioade istorice, după politica sau practicile diferitelor popoare. Pentru că ei nu sunt din lume după cum eu nu sunt din lume. Este interesant, dar asta e realitatea. Nu suntem din lume. Adică nu aparținem lumii, dar suntem în lume, trăind din punct de vedere material în aceleași condiții ca și ei. Ne naștem la fel, avem nevoie de condiții necesare existenței umane ca și ceilalți și murim aproximativ la aceleași vârste și în linii mari în aceleși condiții ca și ceilalți. Dar totuși suntem separați din punct de vedere spiritual. Apostolul Pavel scria despre sine, citesc din Galateni, capitolul 6, versetul 14, evidențind inexistența vreunei relații spirituale cu lumea. În ce mă privește de parte de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. O despărțire nu ca cea a bogatului față de Lazar. Acolo era o despărțire din toate punctele de vedere. Aici este doar din punct de vedere spiritual. Citim și din epistola următoare, Efeseni capitolul 5, de la versetul 7. Să nu vă, vă rășiți dar de cu ei, o dinioare, reați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați deși ca niște copii ai luminii. Că roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrurile în ale întunericului, bancă mai degrabă o sândiți că și rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Suntem colegi de muncă, dar nu suntem colegi de pahar, de bârfă, pentru că în timp ce ei se gândesc la cele de jos, noi ne gândim la cele de sus. Numai bietul Dima și alții ca el ce au fost înșelați de vraja lumii S-au despărțit de poporul Domnului din dragostea pentru lumea de acum, așa cum scria Apostolul din închisoare în 2 Timotei 4 cu 10. Să trecem acum la aplicații. Am notat trei aplicații. Prima este una de principiu. Activitățile vieții trebuie analizate distinct după criterii de fond și formă, după scop și implicații, pentru a ști în ce trebuie să fim uniți sau separați de cei din lume. Până unde mergem pe drumul împreună cu ei, pentru a nu ne afecta identitatea spirituală. De exemplu, în plan economic, limitele se pot determina pe baza principiilor etice, dar nu numai. Dar să citim mai multe versete, toate din noul testament, pentru a vedea în mod cât mai practic, suntem la sub capitolul aplicații, după ce criterii trebuie să ne analizăm coparticiparea sau neparticiparea cu cei din lume, la diferite lucrări. Roman, capitolul 12, versetele 17 și 18. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine ai tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, pentru că atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Deci iată că limitele relațiilor noastre trebuie să cuprindă saluturi, acte de bunăvoință, să nu răspundem după atitudinea lor de adversitate, ci să dovedim că facem parte din alt popor. Citim și din 1 Corinteni, capitolul 6, primele șase versete. Aici apostolul face referire la posibile neînțelegeri în care Există opțiunea de a rezolva uh, aceste neînțelegeri în cadrul comunității frățești sau a apela la arbitrajul altora și la instituții abilitate. Iată ce spune el. Cum? Când vreunul din voi are vreo înțelegere cu altul, îndrăznește el să se jude cu el la cei jui și nu la sfinții. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevredni să judecați lucrurile de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi pune judecători pe aceea pe care biserica nu-i bagă în seamă? Sferoșinea voastră zic lucrul acesta. Astfel nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judeci între frate și frate? Dar un frate se duce la judecată cu un alt frate și încă înaintea necredincioșilor? Ceva totalmente nerecomandat. E așa de trist și noi răm întâlnim astfel de situații. Diabul în să fie rare și chiar să nu mai fie. Când se apelează la poliție, când se ajunge în tribunal, un loc să fie o comisie sau slujitorii și ceilalți prasurori drept, îndreptățiți sau nu să accepte sfatul pentru a se putea continua viața sfântă, pentru a se putea ierta, pentru a se putea repara la nevoie anumite daune, în așa fel încât poporul lui Dumnezeu să nu fie amestecat cu cei de afară, să nu aducem un prejudiciu numelui Domnului și lucrării sfinte. Citim și alte versete și toate împreună ne vor lămuri. Continuăm cu Efesenii, capitolul 4, de la versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii, și descrie imoralitatea lor, lipsa de înțelepciune chiar și apoi ne recomandă la la 20, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați. Cu privire la felul vostru de viață în trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după pofte înșelătoare, să vă noiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul de Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care dă adevărul. În continuare acestor cuvinte urmează sfaturi foarte practice în care suntem învățați cum să vorbim, cum să ne raportăm la bunurile materiale ce pot fi obținute prin muncă, la proprietățile altora, la diferite stări care pot interveni în relațiile interumane, astfel încât scrie în versetul 31 orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire sau orice fel de răutate să piară de mijlocul vostru. Și acum atenție, trec la capitolul 5, de unde am mai citat Adineauri. Versetul 5. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un chinător la idol nu are parte de moștenire în de Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșere cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia Dumnezeu peste oamenii neascultători. Deci, în relațiile cu cei de afară, noi trebuie să fim caracterizați de atitudini duhovnicești, de o mentalitate sfântă, în care, așa cum am arătat și din 1 Corinten 6, suntem în stare să răbdăm o pagubă, să ne comportăm într-o manieră nu doar civilizată, ci sacralizată, ca să vadă oamenii că nu avem numai principii de drept și că putem să acceptăm și o nedreptate. Apoi, tot din Efeseni, din capitolul 6, citim de la versetul 5, Aici este vorba de relații de muncă. Robilor, ascultați de săpânii voștri pământești cu frică și cu trebură în curăție de inimă ca și de Hristos. Sluți nu numai că sunteți sub ochii lor și ca și cum aș vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robe al Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. că știți că fiecare fie rof, fie slog, va primi răsplată de la Domnul după binele pe care le a făcut. Și voi stăpânilor, patronilor, adică, portați vă tot la fel cu ei, feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. De exemplu, un muncitor nu va fi cel care va protesta cu vehemență. Poate să spună opinia că i-a fost oprită o parte din salar. Își va cere drepturile, dar dacă nu, va socoti că Dumnezeu va echilibra în final veniturile. Iar dacă este patron în relațiile cu angajații, a trebui să se comporte după aceste principii sfinte, fără să abuzeze de autoritate, cum învăța și Ioan Botezătorul pe cei ce lucrau în administrația civilă, în fiscalitate. Iată ce trebuie să iasă în evidență în relațiile noastre sociale. Ne putem cere drepturile dacă ni se dau, am putea spune în mod amiabil. Cu asta nu spun că este interzis cu desăvârșire ca cineva să deschidă un proces civil. Dacă, de exemplu, o altă persoană vrea să își înșuțească abuziv casa lui. Dar nu va duce martori falși, va avea o atitudine de respect și va încredința cauza în mâna lui Dumnezeu. Dar bine ar fi, pe cât se poate, să nu se ajungă acolo. Iată și alte referințe biblice. Coloseni, capitolul 4, versetul. 1. Stăpânilor, dați robilor voștri cele datorați și ce li se cuvine, că știți că și voi aveți un stăpân în cer. Este o învățătură similară celei din Efeseni, dar am citat-o ca să înțelegem că peste tot Pavel implementa aceste principii sfinte. O apoi citatul din 1 Tesalonceni, capitolul 4, versetele 11 și 12, Versete de mare valoare. Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi, să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Cu cât ai o implicare mai restrânsă, cu atât este mai ușor să-ți controlezi activitățile și comportamentul. Dacă ne implicăm în multe, este ca și cu cel ce vorbește mult, cum scrie în proverbe, nu se poate să nu păcătuiască. De aceea să fim atenți ca nu cumva dorința noastră de înabuțire să ne târască în călcarea unor principii sfinte, nu cumva autoritatea care ne este conferită vremelnic în societate sau într-un domeniu economic, la locul de muncă, un maestru, un inginer sau o altă funcție executivă, să ne compromită statutul nostru spiritual. Iată ce scrie Pavel și în Timotei 6, cu 1 și 2, tot ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânilor vrednici de toată cinstea ca numele Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău, iar cei ce au stăpân credincioși să nu disprețuiască sub cuvânt că sunt frați și să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerea slujbelor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spunele le apăsat. Doamne, apasă-le tu pe inima fraților. scrie pe tăblița inimii ca să rămână ca principii de o viață. Să înțelegem ce scria și Iacov, fratele Domnului, în epistola sa, capitolul 1, versetul 27. Repet, vorbim de relațiile sociale, de limitele lor. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfan și pe văduvă necazul lor și să ne păzim neîntinați de lume. Și un ultim citat, 1 Petru 2 cu 11. Praibițiilor, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Atenție, așadar, că lumea asta e murdară, e încălcită și dacă nu umblăm cu atenție, ne murdărim și rămânem încurcați. Trec la o a doua aplicație, care este mai punctuală, care de fapt ne indică scopul pentru care noi suntem încă în lume. Relațiile cu cei din jur sunt favorabile evangelizării, mântuirii, seminilor noștri. Și dacă noi aducem o mărturie a Cuvântului și o mărturie a vieții, este de mare folos prezența noastră între cei din lume. Spunea Domnul Isus Hristos, ucenicilor, citesc din Evanghelia Dumatei, din capitolul 10, versetele 16 și 17. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbeii, Poziți-vă de oameni că vă vor da în judecata soboalor și vă vor bate în sinagogile lor. Dar așa ne-a Dumnezeu și mie îmi pare interesant cum Dumnezeu mântuiește oameni de peste tot. Faceți o analiză statistică a prezenței credincioșilor, adunărilor și veți vedea că peste tot e drept, cu anumite diferențe. Nu-i Clujul ca Vâlcea, nici Suceava ca Delorman. Dar Dumnezeu în toate țările are oameni care sunt printre ceilalți și pot să evanghelizeze acasă, în vecinătate, la serviciu, Dumnezeu a pus oamenilor hotare, spunea Pavel la Atena, cu scopul să-L caute pe Dumnezeu. Și dacă noi suntem printre ei, putem fi indicatoare, putem să îi conducem la Domnul. Apostolul Pavel scria, citesc din 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 23, că trebuie să fim atenți în felul care ne raportăm în prim plan la aspectele de crez ale celor din jur, la ceea ce se întâmplă atunci când ei schimbă religia, cultul. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Pe cine? Pe mine sau pe alții? Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Să mâncați de tot ce se vinde pe piață. Nu interesează că Apropo de vremea noastră, că cel ce vinde este homosexual. Nu este problema care să mă rețină să cumpăr de la el. Dar știți că în Occident există procese când aceste implicări au vrut să treacă de limitele convingilor noastre morale. Și aici frații noștri au ajuns în tribunal. Când, de exemplu, un cofetar a fost solicitat să facă un anumit tort, probabil cu dedicație pentru o astfel de uniune, că nu-i putem spune familie. N-ar fi indicat, de exemplu, să stai în chirie sau să își o afacere cu astfel de oameni. Nu este nici competența noastră, nici datoria noastră să-i excludem din societate, ci din potrivă, fiind printre ei, să le putem arăta valorile superioare ale creștinismului, autentic, nu formal, să le arătăm frumusețea vieții de familie, care este net superioară unei relații de concubinaj sau unei alte forme de parteneriat între bărbați sau numai între femei. Citesc puțin din același text, scrie de la versetul 30, dacă mănânc aducând mulțumiri, de ce să vorbi de rău pentru lucru pentru care mulțumesc? Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricine nici pentru iudei, nici pentru grești, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă sidesc eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci a celor mai mulți, și ascultați ce scrie în final, ca să fie mântuiți. Deci dacă nu ne-ar păsa de mântuirea lor și n-am crede într-o astfel de șansă, am putea să fim indiferenți, să ne retragem pe cât posibil. Da, dar atunci, prin cine să mai audă cuvântul? și unde să vadă modele de viață. Sunt situații, vă citesc din 1 Petru, capitolul 2, versetul 12, când acești oameni, ce poate multe vreme ne-au fost nefavorabili, dar ne-au urmărit, au văzut unde ne sunt limitele colaborării, ceea ce ne permitem. Și când Dumnezeu îi cheamă, se poate întâmpla ce scrie aici. Să aveți o portare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Dar dacă și noi suntem ca ei, cum să știe ei să devină credincioși? Dacă noi nu suntem separați de ceilalți și mergem la filme cu ei și la sport, și fac și o paranteze, unii spun, frate, eu și tot mereu amintești de astea. Dar astea sunt lucrurile care atrag lumea și adesea îi păcălești și pe sfinți. Dacă eu mă duc cu el la meci, el va continua să meargă la meci nu doar cu mine și cu prietenii lui vechi de pahar. Dar dacă eu nu particip la acele activități unde se Petrec lucruri păcătoase, el va putea învăța de la mine să se rupă, să iasă din lume. Dumnezeu să ajute pe cât mai mult să facă acest pas sfânt. Și o a treia aplicație: relațiile sociale cu cei de afară nu au ca scop constituirea de familii mixte și nici de prietenii cu lumea. Da. Pentru că în viața de familie se consumă apoi tot felul de activități la care noi nu putem să fim partași. Chiar de la nuntă, de exemplu. Ei vor vrea să facă nunta într-un fel, noi vrem să o facem după principiile noastre și nu se poate să fi și ca o pasăre care zboară și ca alta care umblă numai pe apă. Unde vom face nunta? La țărm? Unii se vor duce în apă, noi vom vrea să-i scoatem din apă. Nu se poate. Dar de regulă, aceste căsătorii mixte se nasc în urma unor prietenii cu cei de afară. Nu relații de colegialitate școlară sau economică. Astea sunt normale, sunt chiar benefice pentru evangelizare, ci relații extrașcolare, cele din pauză, cele de după terminarea orelor, relațiile din afara orelor de muncă, de weekend, de la plimbările și activitățile pe care le condamn frecvent pentru că așa e scris și vreau să ne păzim, să fim nentinați, să citim învățătura foarte clară a Apostolului Pavel, 2 Corinteni, capitolul 6. Dacă cineva poate crede că se poate să fii prieten cu lumea fără să intri sub incidența celor scrise aici? Aș vrea și eu să îmi explice, dar este imposibil așa ceva. 2 Corinteni 6 de la 14. Nu vă jungați la un jung nepotrivit cu cei necredincioși și explică că și ce legătură este între neprihănire și fără de lege. Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul. Ce discuții vor fi? Noi vrem să discutăm din sal, să cântăm o cântare, ceilalți încep cu manelele lor sau cu mioriticile lor, dar de regulă și cu toate glumele și murdările vremii. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Apropo, spuneam de înțelegerea pentru o nuntă. Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Doar de serviciu, doar de colegitate, de vecinătate și atât. Cum se împacă templul Dumnezeu cu idele? Căci noi suntem templul Dumnezeului cel viu, cum a zis Dumnezeu, voi locui în mijlocul lor, ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. De aceea, ieșiți din mijlocul lor. Îmi amintesc de vremea când eram la școală, singurul pocăit în școală, că părinții mei nu se pocăiseră de mult, acum este adunare la noi în comună, cum știau toți că pocăitul nu participă la programe artistice, la serbările lor, îmi amintesc că la sfârșit de an, așa a da, dat domnul, că în toți anii am luat premiu, mergeam când se dădeau cărțile pentru premiu, că îmi plăcea să citesc și ieșeam imediat din căminul cultural și către casă. Și cum ne era locuința pe o vale, alții de-abia acum veneau. Ei nu veneau cu copiii, că nu toți erau premiați, dar veneau la programul artistic, unde erau copiii lor, prinși în piese. Și pe unii auzeam trecând, așa, vorbind mai încet. Stai pocăit, nu stă la program. Da. Și pentru aceea Dumnezeu m-a ajutat. Așadar, să știm ce avem de făcut ca să nu ne compromitem. Și cum scrie în 7 cu 1, Fiindcă avem astfel de făgăduințe de a fi una cu Dumnezeu și separați de lume neapărat, prea să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Poate ați auzit comportamentul Herminei, un animal de mică mărime cu blană albă, care este prinsă atunci când în prejurul pomului ei este făcută o mocirlă, un noroi. Se lasă prinsă, dar nu își plătează plana albă. Apoi noi trebuie să fim mult mai pricepuți și să nu ne încurcăm ca bietule sau care pe la vânătoare și pe la corturile altor cananiți s-a încurcat și s-a căsătorit în afară pierzându-și pentru totdeauna drepturile de a fi un nepot adevărat al lui Avram. Scrie în Evrei 12, vă citesc de la versetul 16, Vegeați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc, ca ei sau care pentru mâncare și având dreptul de născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost privit pentru că măcar cocerea cu, cu lacrimi n-a putut să o schimbe. Dumnezeu să aibă milă. Așadar, să analizăm limitele în baza unor principii sfinte, să știm că avem ca și scop în lume răspândirea adevărului, dar să ne ferim în mod deosebit de pretenii cu lumea și în mod categoric de căsătorii mixte. Iată și patru exemple, două negative, două pozitive. Cele negative am luat un exemplu la nivel de colectivitate și unul la nivel de individ. Și la nivel de colectivitate citim din cartea Judecător, capitolul 1, unde este scris despre triburile lui Israel ajunse în Canaan, că s-au amestecat, s-au unit cu popoarele de acolo pe care nu le nimicise încă Iosua, potrivit poruncii Domnului de exterminare datorită stricăciunii recuperabile în care erau, Astfel scrie în judecătorul de la versetul 21, enumerând câteva dintre triburi, Beniamin n-a izgonit pe Iebusiți, mai departe scrie 27, Manasi n-a izgonit pe locuitorii din Betșean, Zabulon, Neftali, Așer, așa mai departe. Capitolul 2, Îngerul Domnului s-a suit și le-a zis, versetul 2, reamintindu-le, nu vi s-a spus să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta? Voi n-ați ascultat. Și drept urmare că n-au ascultat, scrie în capitolul 3, versetul 5, și copilul zilele au locuit în mijlocul cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, heviților și ebusiților, au luat de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor pe fetele lor și au slujit Dumnezeilor lor. Ei trebuiau să extermine. Noi nu avem această îndatorire. Noi locuim între ei. Evreii n-au reușit să-și păstreze identitatea de popor sfânt. S-au amestecat. Poate tinerii. Poate au fost situații ca la dinasistihem. La fel se poate întâmpla acum. Colegi, de clasă, vecini, locuiesc în același cartier, în același sat. Unii cei de afară chiar caută pe cei dinăuntru cotind că sunt curați față de cei de afară. Dar nu se justifică niciodată, sub nicio formă, o astfel de căsătorie mixtă. Ce a urmat, dovedește din plin cartea judecătorii. Robie spirituală, robie fizică, avea apoi pocăință, izbăvire, dar nu le-a ținut mult că alte generații au repetat aceleași greșel și în creștinism se pare că e tot cam așa și acum ca altă dată. Iată exemplu individual luat din aceeași carte judecătorii, Samson, capitolul 14, ne prezintă pe un viteaz despre care scrie în versetul 1 că s-a pogorât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. A intrat cu ea într-o relație, i-a plăcut, a făcut nuntă. Ce fel de nuntă? Cu ce fel de preoți? Cu ce fel de activități? Cu ghicitori? Cu supărări? Știți ce s-a întâmplat, da? Capitolul 16, acela Samson cu aceeași patimă. Pentru că unii intră în relații cu cei de afară ca eu s și el a intrat în plan familial și apoi și economic se pare că Samson n-a făcut afaceri, numai în astfel de pretenii, care de regulă duc și la căsătorii, dar sunt foarte păguboase. Exemple biblice sunt puțin spus grăitoare. Iată exemple de pozitive. Cel la nivel de individ, sau poate putem spune de familie, Avram, după o ședere de zeci de ani în Canaan a rămas separat. Genesia 21 a locuit ca străin. La moartea sare, repet, după zeci de ani, scrie în capitolul 23, versetul 4, că le-a zis, eu sunt străin și venetic printre voi. A fost separat cu altarele lui, cu relația lui cu Domnul. Și scrie despre el și despre urmașii săi care au ținut la aceste principii în cartea exot la capitolul 6. Și asta ar trebui să fie viața noastră, itinerarul nostru pământesc, 6 cu mi-am încheiat legământul meu cu ei ca să le dau țara Canaan, țara călătorilor sfinte în care au locuit ca străini. Și în Evrei 11 cu 13 scrie au înțeles că sunt străini și călători și că nu pot să primească de moștenire o țară amestecată. Aici suntem doar în tranzit. În adevărata noastră țară, viitoarea patrie, vor fi numai sfinți și nu vor mai fi limite în relațiile sociale. Dar aici trăim în aceste condiții. Iată și exemplul comunitar la rezidirea templului și Ierusalimului, potrivit celor scrise în Ezra, capitole 4, 5, 7 și Nemea, 1, 2, 4 și 6, fără să mai dau multe detalii, cine vrea își amintește, cine vrea mai mult lectorează, au vrut și alții să zidească și să se implice chiar în slujiri sfinte la templu. Dar atât Ezra, ca și preot și cartorarii scusit, cât și Neemia ca dregător, n-au acceptat. Scrie Nezra 4,2 Că au zis unii, să zidim și noi cu voi, că și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și aducem jerfe din vremea lui Sarhadon împăratul Asiriei, care ne-a dus aici. Versetul 3. Nu se cuvine să fiți împreună cu noi. Da. Scrie apoi în Ezra 9 cu versetul 2 despre căsătorii mixte care unii și-au luat neveste din fetele lor și pentru ei și fiilor și au amestecat neamul sfânt cu poporile acestora și căpetenile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit lucrul acesta. Ceea ce l-a făcut pe Ezra să își hainele, să-și mulgă părul de durere. Scrie de asemenea în Cartea Nemia, capitolul 13, versetul 3, când au auzit legea, au deosebit din Israel pe toți străinii. Și au făcut acea trimitere a femeilor străine acasă descrisă în Ezra, capitolul 10. A urmat, scrie în capitolul 13, anumite restricții de ordin comercial pentru a se păstra sacralitatea zilei sabatului și a Ierusalimului. Deși au avut probleme. Încheiem cu două afirmații conclusive. Prima, limitele relațiilor sociale sunt stabilite de necesități legitime. Nu putem să ieșim din lume că trebuie să trăim aici. E bine să fim în lume, cum am spus, ca să evangelizăm. De aceea scrie în Timotei, capitolul 2, versetele 1 și 2, să ne rugăm pentru asemenea scopuri, Vă dar înainte toate, să faceți rugăciuni, cere mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru un paraș, pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlabia și cu toată cinstea. Aici, între ei. Să avem ocazii să trăim cu corectitudine și pe cât se poate în relații bune, apropiate, încât să îi putem ajuta din toate punctele de vedere. Cea de-a doua afirmație a concluziei a încheierii, aceste limite legitime devin ilegitime atunci când se afectează, când este afectat statutul nostru spiritual, când riscăm să pierdem sfințenia, când este afectată relația noastră cu Domnul. De aceea scrie în 1 Petru, capitolul 1, citesc de la versetul 14. Ca niște copii ascultători nu vă lăsați stăruți în poftile pe care le aveați altădată, când erați neștiinți și preteniile vechi sau altele, posibil noi, vor vrea să ne atragă. Și după cum cel ce va chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată portarea voastră, Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Să ne ajute bunul Dumnezeu. Că noi am fost sfințiți cu mare preț, scrie în versetele următoare. Și mă adaug ultima referință biblică, 1 Ioan capitolul 2, versetele 15 la 17, foarte explicită, foarte categorică, ce arată realități prezente și efecte eterne. Nu iubiți lumea, dar lumea nu din punct de vedere a reliefului, că asta e creația lui Dumnezeu, sistemul. Explică. Nici lucrurile din lume. Că și tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și dorșii a vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Deci ori, ori, ce spunea Domnul, nu puteți sluji la doi stăpâni. Unde este riscul să ne îndepărtăm de Domnul, preferăm să ne îndepărtăm de ceilalți, cu orice riscuri. Pentru că, iată, efectele, peste 17, și lumea și pofta ei trece, orice prietenie se stinge. Dar cine face voia Dumnezeu rămâne în viac. Mulțumim Domnului care ne-a scos din lume și rugăm să ne dea pricepere să trăim în lume. Să-i și pe alții să iasă din lume. Iar cei ce au ieșit să rămână credincioși până la sfârșit, până când Domnul va veni, va pune punct acestui mers păcătos al lucrurilor și va instaura părăția lui Dumnezeu. Doamne, vie în părăția ta și fă să avem parte de ea. Amin.